Polițiștii maramureșeni au desfășurat acțiuni pe linie silvică în mai multe zone ale județului. În Borșa și Botiza, oamenii legii au întocmit dosare penale, au confiscat aproximativ 9 metri cub de material lemnos și continuă cercetările față de șoferii care transportau material lemnos pentru care nu dețineau documente legale. Totodată, polițiștii postului Budește identifică pe un teren de natură fânețe cantitatea de 8,4 metri cub de material lemnos cu valoarea de peste 1400 de lei. Întreaga cantitate de material lemnos a fost ridicată și predată în custodie, pădurarului din cadrul ocolului Silvic Mara, în cauză se efectuează cercetări. Bahu s-a intrat și într-o femeie din Baia Sprie care a fost depistată de polițiști conducând cu o alcoolemie de peste 1 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Ieri, polițiștii din Bogdan Vodă și Baia Sprie au depistat pe drumurile publice un bărbat și o femeie ce au condus autovehicule în timp ce se aflau sub influența băuturilor alcoolice. În urma verificării cu etilotestul, acesta a indicat o alcoolemie de 0,72 mg per litru alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 45 de ani și de 1,12 15 mg per litru, alcool pur în aerul expirat, în cazul femeii de 38 de ani. Aceștia au fost transportați la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate alcolemiei. În ambele cazuri se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.